n-am cuvinte, sincer. Este... E fix scenariul pe care nu mi-l imaginam. N-aș fi vrut să ajungem aici. Trei bile roșii. De la patru. Hai să scăpăm de ele. Vrei? Hai să trecem de hopul ăsta. Haide. Vrei? Ce zici? Da. Trebuie. Hai, 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 să cadă bilele! Hai, hai, mic, 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 mic! Stângan, 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 mic, mic, nu, nu acolo, nu acolo, nu, nu, unu! Suntem pe zero. Suntem pe zero. Suntem pe zero. Suntem pe zero. Mă entuziasmasem pentru că era unul ăla și apoi a doua a căzut pe 75.000 și a tăiat tot. Ca sincer, îmi pare foarte rău. Și chiar dacă abia ne-am cunoscut acum mai puțin de oră, mi se pare că am creat o conexiune atât cu tine cât și cu fetele voastre și cu tatăl tău. Și îmi doream foarte mult să... Mi se pare așa că am fost o echipă, așa am simțit, am făcut ceva și pentru sufletul meu. Și m-a bucurat mult. Și tot pentru sufletul meu și pentru sufletul vostru mi-ar fi plăcut să avem pe zid mai mulți bani. Din păcate, suntem pe zero. Asta e viața. Poate avem pe partea cealaltă. Avem fetițele, suntem sănătoși. Asta e tot ce contează până la urmă. Banii se fac. Rodica, chiar dacă evoluția a fost nefericită, mai mult decât nefericită, dezastruoasă, mai există o șansă să plecați de la Marele Zid cu bani. Nu sunt foarte mulți, dar orice e mai bine decât zerului. Clar. Și vorbesc aici despre acel contract. Rodica, după prima rundă, cădere liberă, voi ați avut o sumă de 6.032 de lei. Teoretic, noi adăugăm câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de Diana în camera de izolare. Din păcate, nu a fost vorba despre niciun răspuns corect, așa că suma garantată, valoarea contractului, este aceasta, 6.032 de lei. Nu e mult, dar e mai mult decât nimic. Mai mult decât zero, clar. E clar că și eu și tu ne dorim în acest moment ca Diana să îl semneze. Eu acum mă duc să-i duc contractul și îți ofer câteva secunde să-i transmiți să semneze. Diana, indiferent cum a fost un joc, ai fost excelentă, a fost o experiență pentru noi și știu că o să fie bine la final și o să iei decizia corectă. Doamne ajută! Să plece contractul! L-am trimis acum și a ajuns la Diana. Am ajuns și la final, să spun așa. O experiență pentru mine unică. Nu a fost deloc ușor.
Am trecut prin toate stările posibile, emoție. Am fost pusă la multe încercări, chiar încercarea de a avea răbdare maximă. Sper că voi lua decizia cea mai bună. Tot ce-mi doresc este să fie bine. S-a întors contractul. Rodicați, mărturisesc. De fiecare dată eu spun că nu știm ce a făcut cel de la izolare, că sperăm că a făcut ce i-a dictat inima, dar în seara asta îmi doresc din tot sufletul și eu ca Diana să fi semnat acest contract. Și eu. Știu că nu are valoare foarte mare, dar îmi doresc să plecați cu bani de la Marele Zid. Și eu. Poate că în seara asta avem totuși noroc. Am să o invit alături de noi pe Diana! Mă bucur să te văd, Diana. Și eu pe voi. Pe tine, pe voi toți. E adevărat, noi te-am văzut pe Marele Zid. La fiecare întrebare. Cum a fost? Greu, adică e greu când decizia ți aparține și nu doar în privința mea. Cel mai greu e pentru mine să decid pentru mai multe persoane în loc altora. Mult mai greu oricum decât m-am așteptat. Mi-a pus la încercare toată răbdarea mea. Camera tăcerii pot să o numesc. Așa, da. Camera tăcerii e cel mai bun cuvânt pe care îl găsesc în momentul acesta. La noi a fost orice, dar nu tăcere. Noi, poate la fel ca tine, am trecut prin niște momente grele. Am pierdut și tot. Dar am și câștigat mai mult decât ne puteam imagina. Rodica a jucat cum a putut ea mai bine. Iar eu m-am bucurat să împart acest joc cu ea. După cum știi, după prima rundă, voi ați acumulat o sumă de 6.032 de lei. Da. Am spus că vom adăuga la această sumă câte 5.000 de lei pentru fiecare răspuns corect dat de tine în camera tăcerii. Da. Câte crezi că au fost? Cred că am răspuns corect la 2 sau 3, maxim. Da. Îmi pare rău, Diana, însă nu ai răspuns corect la nicio întrebare. Astfel, suma contractuală a rămas 6.032 de lei. Am înțeles. Nu știu ce decizie ai luat, dar sper din suflet să fi fost cea bună. Eu să vin să iau contractul acum. Rodica, mulțumesc că ai avut încredere în mine. Sper că am luat decizia corectă. A fost... Mi-a pus toată răbdarea mea la încercare. Toată imaginația, emoții nu-ți mai spun, am și acum. Cred că și tu la fel. Și sper că am luat decizia corectă.
am semnat contractul. Și pentru mine a fost foarte greu, poate chiar mai greu decât mă așteptam, dar, așa cum ți-am spus și la început, a fost o experiență pentru noi și vom rămâne la fel prieteni. M-am venit. Corect. Întotdeauna. Întotdeauna. Rodica, spune-i Dianei ce sumă era pe zi. Zero. Diana a semnat contractul, ai luat cea mai bună decizie. Aveam 0 lei pe zi, plecați cu 6.032 de lei. Bravo, bravo, bravo. Contractul a fost semnat. Bravo. Nu e o sumă mare, dar asta înseamnă adaptare la joc. Da, îmi pare rău. Ți-am zis că am încredere în tine. Au venit și fetițele.